Continuându-ne exercițiul, cea de-a cincea cerință transcrie două mărci lexicogramaticale, un lucru deja rezolvat sau, să spunem, în parte rezolvat, prin care se evidențiază prezența eului liric în textul dat. Haideți să încercăm să găsim. Cuvintele. Cu alte cuvinte, ce vom căuta în text? Ce vom căuta în text? Zi, Roxana, dacă zici tare. Forme verbale și pronominale de persoana întâi și sau a doua, dacă ele se găsesc în text și de persoana a doua. Dacă nu, haideți să vedem mai întâi persoana întâi. Zi, Alina Tare. Cuvintele mele. Cuvintele mele. Altă structură care să conțină o marcă a prezenței eului liric în text. Zi, Silvana Tare. Nu mai știu. Hai să vedem dacă e persoana întâi aici. Ne uităm cu atenție, citim cu atenție textul. Bețiale a prăbălit. Ele nu mai știu ce spun și sunt bolnave, da? Zi, Roxana. Să nu le mai dezmierzi. Bun. Subliniem în această situație forma pronominală sau forma verbală de persoana întâi, dacă am scos din text structură. Bine? Bun. Și sigur vom găsi și forme de persoana a doua, precum, zi, Robert. Vocea ta. Buzele tale, etc. Suficient pentru această cerință. Mergem și mai departe. Pentru cea de-a șasea cerință, exemplifică două imagini artistice diferite din text. Atenție, vom citi cu atenție cerința. Ni se cer două imagini artistice diferite. Știm că am studiat, hai să vedem câte tipuri de imagini artistice. Întrebare pentru școala gimnazială. Câte tipuri de imagini artistice cunoaștem? Zi, Andrei? Trei tipuri, vizuale. Să zicem, nu le-am numărat, dar hai să amintim. Vizuale, alt tip. Olfactive. Auditive. De mișcare sau motrice sau dinamice. Am pierdut ceva pe drum? Tactile. Eventual kinestezice, da? Bun. Vizuale, auditive, olfactive, dinamice sau motrice. Hai să vedem ce găsim. Poate o să ne fie un pic mai greu să găsim cele două imagini artistice diferite, dar să le căutăm totuși. Evident, ele se bazează pe utilizarea sensului conotativ al cuvintelor. Zi, Silvia, o imagine? Au vrut să alerge. Imagine dinamică, motrică, da, și să se joace. Da, Andrei? Vizuală, din Sălcii nici verzi. Sălcii nici verzi, o imagine vizuală bazată pe utilizarea epitetului, da? Bun? Da, Flavian? Să nu le mai cânte, o imagine auditivă. Bun, suficient pentru asta. Evident, vom extrage din text structura și alături vom nota tipul imaginii artistice. Nu lăsați răspunsurile nerezolvate până la capăt, pentru că totul se penalizează în punctajul acordat. Bun. Prezintă semnificația titlului în relație cu textul poeziei date. Aș vrea de la voi câteva opinii. Mai întâi hai să vedem pe ce se bazează, stilistic vorbind, construcția sau alcătuirea titlului acestei poezii. Sau ce observăm punându-l în relație cu textul poeziei. Poezia, deci, se intitulează Cuvinte stricate. Ce observăm dacă ne uităm la întregul poeziei? Sau raportăm acest titlu la întreaga poezie. Uite, cuvintele mele sunt stricate, s-au stricat cuvintele. Deci observăm sau putem observa repetarea sau reluarea structurii în textul poeziei, chiar la început. Am putea spune că, repetat în structura textului poetic, el devine un soi de leitmotiv. Și pentru că ni s-a ivit ocazia, haideți să vedem, leitmotivul. Ce numim leitmotiv? Într-un text poetic sau într-un text literar, în general. Știm că elemente de conținut, precum tema, motivul, leitmotivul, sunt într-o strânsă relație și hai să vedem ce definesc. Tema pune în evidență un aspect foarte general al realității, reflectat artistic în opera literară.
Motivul literar este elementul prin care, sau cu ajutorul căruia, este definită tema. Definită sau reflectată această temă în structura operei. Da? Bun. Iar leitmotivul reprezintă un motiv ce se repetă în literar, ce se repetă în structura unui text literar, al unei opere a unei opere literare. Bun. Reluat în structura textului poetic, devine un soi de leitmotiv și pune, haideți să vedem ce pune el în evidență. Nuanțat de prezența cărei figuri de stil. Semnificația lui este nuanțată de prezența cărei figuri de stil. Nicoleta? Metafora și, desigur, accentuată de prezența în structura metaforei? Epitetului. Stricate. Ce sugerează? Pornim la început, dacă vreți, sau ne întoarcem la început. Adică, pune creatorul în relație cu propriile cuvinte de expresie sentimentelor eului liric, adică de, ați zis voi mai devreme, dezamăgire, deziluzie, regret, da? Față de cuvintele care ce? Sau în ce constă eșecul pe care îl trăiește? Că e un eșec acela pe care îl trăiește euul poetic. Zi, Ana Maria. Față de cuvintele care nu pot ajuta să-și exprime sentimentele. Sentimentele sau să dea expresie stelelor pe care, iată, în loc să le găsească acolo unde au lumină, le caută în mocirlă și au pierdut lumina și strălucirea și puritatea, desigur. Bun. Cu alte cuvinte, dezamăgirea este generată de neputința euului liric de a găsi cuvântul care să dea expresie idealului spre care tinde, da? Aspirațiilor, gândurilor, ideilor, sentimentelor sale. Bun. Am încercat o formă pentru a da expresie sau pentru a evidenția semnificația titlului, reluat chiar în primul vers al textului poetic. Iată, cu ajutorul vostru ajungem la această formă. Titlul Cuvinte stricate devine leitmotiv în poezie. Anticipând semnificațiile textului poetic, se știe că orice titlu, de fapt, ce face? Anticipează, concentrează sau sintetizează semnificațiile textului poetic și este, de obicei, în strânsă relație, în concordanță deplină cu semnificațiile acestui text. Ne aducem aminte că mai de mult, am studiat o operă literară în care cel puțin aparent, o singură operă literară, în care cel puțin aparent titlul părea să nu fie în concordanță cu semnificațiile textului literar. Vă mai aduceți aminte despre ce era vorba? Mai știți? O operă literară în care titlul părea să nu fie în concordanță cu semnificațiile textului. E de mult? Testament. Nu, e testamentul liric. Bun, eu mă gândeam la operă în proză, pe care am studiat-o mai de mult, e adevărat. N-am ajuns să o revedem pentru examenul acesta de bacalaureat. Ne amintim, era moara cu... Mă rog. Bun. Aparent, ziceam. Dar această discuție altă dată. Bun. Anticipând deci semnificațiile textului poetic, el evidențiază atitudinea euului liric definit în text în ipostaza creatorului revoltat împotriva propriei creații, trăind neputința de a găsi acele cuvinte potrivite, cum le numea Argezi în testament, menite să dea expresie absolutului spre care creatorul tinde, ideea fiind influențată de prezența în titlu a epitetului stricate, sugerând deja eșecul pe care în căutarea sa creatorul îl trăiește. Idei pe care, iată, împreună am reușit să le punem în evidență. Mergem și mai departe. Comentează în 6-10 rânduri strofa a doua poeziei prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice utilizate în text. Orice comentariu implică evidențierea relației între ideea pe care textul o definește și mijloacele artistice de care autorul se folosește pentru a da expresie acestei idei. Ne întoarcem la text. E vorba despre strofa a doua, adică aceasta pe care, fără voia mea, mă rog, sau cu voia mea până la urmă, am împărțit-o în două, s-au stricat cuvintele mele, până la din sălci nici verzi. Sigur, această cerință implică redactare. Sfatul meu, nu construiți enunțuri foarte ample, pentru a nu pierde, deci exprimați-vă simplu pentru a da expresie fundamentală unei idei. Ca să nu pierdem din ceea ce înseamnă proprietate generală a stilului. Claritate, precizie, dacă e și precizie, dar claritate în primul rând, logică și coerență.
Rență. Bun, s-au stricat cuvintele mele. Hai să vedem care ar fi o primă idee pe care ați putea desprinde, care ați putea o desprinde din acest al doilea, această a doua strofă. Strofa se deschide deci printr-o exclamație. Cărui sentiment al eului liric îi dă expresie exclamația ce deschide strofa? Zi, Robert. Dezamăgire. Bun, deci exclamația ce deschide strofa dă expresie dezamăgirii euului liric. Acum căutăm să vedem ce anume motivează sau generează această dezamăgire. Ce generează această, ce anume, așa cum se exprimă sau se definește imaginea în acest text, pune în evidență sau dă naștere dezamăgirii euului liric, deziluziei, regretului, ziceați mai devreme. De a nu putea exprima prin cuvinte idealul spre care tinde. Simbolul acestui ideal ar putea deveni în text. Stelele, bun, dar simbolic vorbind sau altfel spus, utilizând acest simbol, autorul construiește la nivel stilistic de fapt ce? Dă cuvântului valoare de stilistic. Simbol. Bun, e un simbol, dar e un epitet, e o comparație, e o metaforă, sensul este denotativ sau conotativ? Conotativ. Bun, și atunci cuvântul dobândește valoare de, sau structura dobândește valoare de metaforă. Bun, ce ne sugerează prezența acestei metafore în contextul în care ea a fost folosită? Umblă prin mocirile de stele, cu stele de cositor. Cum interpretați sintagma? Stele de cositor. Căutate, iată, în mocir, da. De ce-s de cositor? Mă ajută chimiștii? Cositorul ar putea să implice, fac asociații, asocierile de idei necesare. Cositorul. Lipsa strălucirii. Apoi e culoarea aceea tern cenușiu. Da? Bun. Ați mai zis ceva, Alina? Lipsa culorii, monotonie. Monotonie, da? Oricum, în relația cu stelele, sugerează ideea că acestea par să-și piardă strălucirea, par să-și piardă lumina, pentru că ele sunt căutate în mocirile. Bun. Căutător al frumosului, ziceam mai devreme, simbolizat în mărțișor, care ar putea să implice de asemenea și sugestia, ați zis voi mai devreme, purității, da? El este incapabil să-l găsească în mocirlele în care stelele înseși par să-și piardă strălucirea. Bun. În actul creator caută cuvântul și nu-l găsește. Caută rodul și hai să vedem unde caută sau unde va descoperi acest rod al creației sale, dacă îl poate culege. Și-ar voi, zice el, să culeagă roade fâstăcite și neroade din sălcile nici verzi. Accent sau pun accent mai întâi asupra a ceea ce voi ați semnalat mai devreme, prezenței epitetului multiplu. Fâstăcite și neroade. Roadele căutate în mocirlele cu stele de cositor sunt doar, sau acolo și în altă parte o să vedem, fâstăcite și neroade, pentru că ele cer relevă. Atitudinea eului liric în raport cu procesul sau cu propria creație, în actul creator el se dovedește cum? Pe de o parte, iar roadele sunt fâstăcite și neroade. Ce ar putea să dezamăgit mai sugereze? Bun, și dezamăgit, ziceam mai devreme. Și ce ar mai putea să sugereze aceste epitete? Fâstăcite. Dezordine, pierderea, să spunem, simțului echilibrului, al armoniei, da? Și poate că și stângăcie, nesiguranță și poate și nesiguranță. Bun, merg și mai departe. Și unde caut aceste roade? În sălcii? Nici verzi. Bun, cum interpretați sau cum, ce înțeles dați acestei structuri? Sălcii nici verzi. Dacă ar fi fost sălcii verzi, ar fi fost posibil să poarte rodul pe care creatorul îl caută? Da, pentru că ar fi fost simbolul cui? Salcia verde. Maturitate. Al maturității, evident. Și atunci creatorul se dovedește a fi nu doar stângaci, nu doar nesigur,
ci și imatur, în procesul de creație pe care îl inițiază, căutând cuvântul acela care să dea expresie absolutului, idealului. Și de aici, deziluzia, eșecul. Am încercat de asemenea o formă a acestui comentariu în 6-10 rânduri. Din nou vă atrag atenția asupra limitei de spațiu, cel puțin 6 rânduri. Și putem depăși 10 rânduri? Dacă depășiți cele 10 rânduri, nu este o problemă prea gravă. Da? Pentru că, evident, când mi se impune o limită minimă de spațiu, asta înseamnă că va trebui ca în acel minimum de spațiu să prind esența ideii pe care vreau să o evidențiez și, desigur, să o și ilustrez, argumentez. Cea de-a doua strofă a poeziei dă expresie sentimentului dezamăgirii profunde pe care eul liric îl trăiește în neputința de a da expresie prin cuvânt, în creație, absolutului spre care tinde. Într-o succesiune de metafore, am propus eu, autorul dă expresie acestei idei, punând în evidență imaginea imperfectă, degradată a realității reflectate în operă. Cine îmi spune cel mai bine în text că imaginea acestei realități reflectate în operă este imperfectă, degradată? Mocirla, evident. Bun. Cuvintele și-au pierdut puritatea, umblă prin mocirile, căutând un ideal pe care nu-l pot exprima. Stelele, simbolul acestui ideal, devin și ele decositori. Roadele căutate prin cuvântul închis în creație devin și ele fustăcite și neroade, sălciile nici verzi, epitetul evidențiind starea de nesiguranță, de îndoială și de stângăcie a eului liric, ca și lipsa de maturitate acestuia în procesul de creație. Nemulțumire exprimată pe parcursul întregii poezii. Căci, spuneam, creatorul este un revoltat împotriva propriei creații. Nemulțumit de sine. Bun. Și într-o ultimă cerință, ni se cere să evidențiem două caracteristici prezente în textul poetic ce încadrează poezia în lirismul subiectiv. Când vorbesc despre lirism subiectiv, vorbesc, hai să vedem prin ce pot să evidențiez acest tip de lirism. Distingem între lirismul subiectiv și lirismul obiectiv. Prin ce pot distinge acest tip de lirism subiectiv? Zi, Roxana, o marcă. Mărci lexicogramaticale ale prezenței eului liric în text, uneori prin enfatizare, pentru că eul sau prezența eului poetic este accentuată de reluarea formelor sau așezarea formei pronominale lângă forma verbală, eu nu strivesc și nu ucid, eu cu lumina mea vă acest aminte, accentuând nota subiectivă a textului poetic și implicarea afectivă a eului profundă a eului liric în text. Ce alte mărci ale lirismului subiectiv am putea nota aici? Cu alte cuvinte, modalitatea de exprimare este monologul de tip confesiune definit prin prezența persoanei întâi, dar și a celui adresat prin prezența sau asocierea cu persoana a doua. Mărcile eului liric, care, așa cum știm, reprezintă proiecția autorului în text sau vocea creatorului în textul liric, prin pronume sau adjective pronominale posesive, verbe la persoana întâi sau persoana a doua, în funcție de tipul de text de monolog despre care vorbeam mai devreme, interogații și exclamații retorice, enfatizarea despre care vă vorbeam puțin mai devreme și așa mai departe. Lucruri pe care, de asemenea, le vom găsi însemnate în notițele noastre. Acum să le și căutăm în text câteva mărci ale subiectivității pe care le-am putea evidenția în structura textului pe care l-avem în față. Adjectivul pronominal mele. Din cuvintele mele, da. De fapt, e o cerință căreia am dat parțial răspuns mai devreme. Iată și interogația le vezi, bun, ca și exclamația, da, bun, nu mai știu ce spun, exclamația din final, culește-le, da, bun, e un lucru pe care aș mai fi vrut să-l lămurim împreună, chiar dacă cerințele subiectului nu îl impun. Ca tip de lirism am spus lirism subiectiv. Formal sau compozițional, textul este realizat sau ia forma monologului liric adresat. În parte ziceam și monolog confesiune într-o primă secvență. Dar tot la nivel formal, dacă vă uitați un pic,
la modul de realizare a textului la nivel prozodic, ce observații ați putea face ca să putem să încadrăm apoi într-un curent literar? Asta este intenția mea. Bun, la nivel prozodic, adică? Rimă, ritm, măsură. Rimă, ritm, măsură. Hai să vedem ce observații am putea face. Zii, Nicoleta. Măsura versurilor este inegală. Măsura versurilor este inegală. Observăm că uneori versul se reduce la un singur cuvânt. V-aș întreba oare de ce reduce autorul versul uneori la un singur cuvânt? Pentru a pune accentul. Pentru a accentua, pentru a evidenția cuvântul, structura, ideea poetică. Bun. Și dacă versurile au măsură inegală, observăm că autorul folosește și un procedeu despre care noi am mai vorbit. Toate cuvintele mele s-au stricat, structura sintactică se rupe pentru a continua după primul vers, pentru a continua în versul următor. Procedeul, ziceam, se numește? Engambament. Engambament, da. Din francezul enjambement. Bun. Ce mai observăm? În esență și strofe cu... Sau versurile se distribuie... În strofe cu un număr inegal. Sau strofe cu versuri, cu număr inegal de versuri. Uneori, iată, un singur vers. Sigur, acesta are un rol stilistic deosebit. Bun. La nivelul registrelor stilistice, de unde își selectează autorul cuvintele? Fundamental, limbajul folosește ca sursă, am dat noi câteva exemple mai devreme, Ana Maria? Registrul popular, bun. Iată, hulește, dește, agale, da? Bun. Și mai găsim sau descoperim și alte registre stilistice în textul dat? Uite, m-aș duce pe aici. Cuvinte ce aparțin sferei frumosului. Bun, uneori cuvinte poetice sau în orice caz asocieri inedite de cuvinte dau expresie acestui sau evidențiază valoarea stilistică a cuvântului care dobândește valoare de metaforă de cele mai multe ori, dar găsim și câteva puține adevărat neologisme, da? Bun, din acest punct de vedere, prin asocierea inedită a registrelor stilistice diferite care dau expresivitate limbajului artistic prin măsura inegală a versurilor sau altfel spus, cultivarea versuri fără rimă în principiu, deși mai sunt pe aici pe acolo, da? Da, cultivarea acestui tip de vers, măsură inegală. Poezia s-ar încadra cărei orientări estetice. Curent literar, altfel spus. Zi, Corina. Se încadrează modernismului. Bun, se încadrează modernismului. E o temă pe care o încheiem în acest moment. Într-o următoare etapă a activității noastre, o să încercăm să punem în evidență valorile stilistice, semnificațiile unui alt tip de text aparținând unei alte orientări estetice pe care o să încercăm de asemenea să le descoperim împreună. Dacă ne referiserăm la un text modernist ce dădea expresie crezului artistic arghezian, punând în evidență relația dintre creator, propria creație și respectiv cititor, ne propunem astăzi să abordăm un alt text literar ce definește aceeași concepție. Ea aparține unui alt scriitor, este vorba despre Vasile Voiculescu. Când am vorbit despre Vasile Voiculescu și chiar în prezentarea pe care am făcut-o într-una dintre primele teme, îl încadram pe poetul despre care vorbeam
în care dintre orientările estetice ale perioadei interbelice, zi Robert? Tradiționalism. În cadrul tradiționalismului. Bun. Cu alte cuvinte, un text probabil, în esență, tradiționalist, e un lucru despre care de asemenea va trebui să vorbim, textul lui Vasile Voiculescu, intitulat Cartea. N-aș spune că abordarea lui este mai ușoară decât cea a textului Arghezian. O să vedem și din ce motive. Haideți să încercăm să vedem ce ne transmite textul. Vistierie doldora de vise, fermecată ladă a Pandorii, unde toate duhurile închise schimbă în aur plumbul închisorii. Cât de veche, galbenă și, și roasă, tu ne spinteci bezna suferinții, când te avem în mâini, misterioasă, teacă pentru săbiile minții. Stup în care slove naripate cu polenul lumii încărcate, sucul nemuririi ne-au trecut, roi de buchi, semințe ale ideii, magic cosmos strâns în scoarțe, zeii au pierit că nu te-au cunoscut. Citind poezia, aș vrea să-mi spuneți mai întâi, la nivelul primei lecturi, ce vă sugerează, eu știu, modul în care ea a fost realizată? La nivel formal, mai întâi, ce observații ați putea face? Nu neapărat ce vă sugerează, ci care este observația pe care ați putea face, uitându-vă doar la textul poeziei. Observați că este alcătuită din? Sunt patru catrene? Nu, sunt... Două catrene și două terțete sau terține, da? Bun, e un anume tip de poezie, o poezie cu formă fixă, un sonet. Bun, mergem și mai departe. Din punctul de vedere al prezenței mărcilor lexico-gramaticale ale euului liric, ce vă sugerează poezia sau ce formă dobândește poezia lui Vasile Voiculescu? Ea se deschide printr-o, ce observăm? Vistierie doldora de vise, fermecată ladă a Pandorii. Se deschide prin ce procedeu stilistic utilizat de autor? Metafora. Ana Maria. O caracter. Bun, e o, eu știu, reprezentare metaforică a cărții. O invocație retorică. Printr-o invocație retorică. O formulă de adresare directă. Da? O formulă de adresare directă. Prezența formulei de adresare directă ne vorbește deja despre forma pe care o dobândește textul. A unui? Monolog liric adresat. Un monolog liric adresat. Bun. Cine și cui se adresează? Zi Andrei, pune în relație? Relația dintre creator și creație. Și creație. De această dată. Deci pune în evidență relația dintre euul liric în ipostaza creatorului și creație. De această dată. Fie că pornim și numai de la titlul poeziei. Pe, sau altfel spus, intră în relație euul liric cu ceea ce el numește sau reprezintă metaforic în text, a fi semnificațiile întregului text poetic gravitează, de fapt, în jurul unui cuvânt cheie, și anume cartea. Bun, relația creatorului cu propria creație. Cum o caracterizează? Selectați-mi două, trei imagini care pun în evidență cartea. Zicea mai devreme Ana Maria că, de fapt, autorul începe prin a da o definiție a cărții, simbol al creației. Două, trei imagini care pun în evidență imaginea cărții ca simbol al creației. Zi, Alina? Cât de veche, galbenă și roasă. Veche, galbenă și roasă. Aș fi ales și altceva. Andrei? Vistierie doldora de vise, tezaur în care se închid visele eului creator, da, sau dau expresie? Teacă pentru săbiile minții. Teacă pentru săbiile minții, reprezentare metaforică a ideii rezultată din, sau a gândirii creatorului, da? Alexandra? Magic cosmos strâns în scoarțe. Magic ar putea să sugereze și ce? Cosmos, reprezentarea totului, magic, al cărui tot. Un sinonim pentru magic? Fermecat sau? Sau? Deosebit, special. Sau? Sau? Mi? Vrăjit, misterios, necunoscut, da?
necunoscutul pe care, spre care tinde și pe care îl dorește reprezentat în creație, toate aceste idei strânse într-o sau definite într-o reprezentare metaforică de-a lungul întregului text. Poate că înainte de a deschide lista cerințelor ar fi fost necesar, mă gândesc că v-ați spus deja întrebarea și noi n-am insistat asupra acestui lucru, să definim sensul cuvântului buchi, roi de buchi, zice autorul. Buchie, ce știți că este buchia? A buchisi. Ați auzit? Este o expresie sau un cuvânt popular, da? L-ați auzit vreodată? A face un buchet. Da, sperăm că în aceste situații ministerul se gândește să vă dea totuși sensul cuvântului. Literă, cu alte cuvinte, buchie, literă sau slovă. Sigur, termen popular din registrul arhaic, da? Bun, un cuvânt vechi. Și el ne vorbește despre o atitudine specifică a acestui creator. Haideți să vedem ce ni se cere. Alcătuiește două enunțuri pentru a ilustra polisemia verbului a trece. Pentru a da răspuns acestei cerințe, este nevoie să știm ce înseamnă polisemie. E un tip de relație semantică, bazată pe sensul cuvintelor. Și hai să vedem ce putem spune în legătură cu polisemia. Este o relație, sau hai să vedem cum o definim cu propriile cuvinte. Polisemia presupune că un cuvânt poate să aibă mai multe sensuri. Atenție! Ceea ce nu trebuie să confundăm este polisemia, cuvântul care intră într-o astfel de relație se numește cuvânt polisemantic. Deci nu trebuie să confundăm cuvintele polisemantice cu relația de omonimie. Știe cineva pe scurs să spună care e deosebirea între cuvântul polisemantic și omonime? Omonimele se scriu la fel, dar... Deci au aceeași formă? Dar au sensuri diferite. Sensuri total diferite, pentru că și în cadrul polisemiei vorbim despre sensuri diferite pe care în contexte diferite un cuvânt le poate dobândi. Dar hai să luăm un exemplu, verbul abate. Este cuvânt polisemantic de ce? Abate mingea, abate toba, abate covorul, abate copilul, etc. Toate au cel puțin o trăsătură de sens comună, și anume... bătaia, acțiunea de a bate, da? Câtă vreme, hai să vedem, omonime precum broască și iarăși broască nu au nicio trăsătură de sens comună, da? Broasca din baltă și cea de la ușă n-au absolut nicio legătură semantică în comun. Bun, atunci dăm verbului a trece repede în scurte enunțuri sensuri diferite, demonstrându-i în acest mod polisemia sau statutul de cuvânt polisemantic. Xerox în adaptare. A trecut examenul cu bine, cu sensul, deși nu e obligatoriu să faceți acest lucru, cu sensul de a promova, să spunem, da? Robert? A trecut podul. A trecut podul, a traversat, da? Da, Andrei? A trecut cu vederea atitudinea... Bun, într-o expresie, într-o locuțiune, a trecut cu vederea a neglijat. Bun. Deși e de preferat să nu îl introducem în astfel de expresie. Dar e bun și sensul pe care l-ai dat. Precizează rolul cratimei, duhurile închise, e un rol pe care deja l-am definit. În acest caz, cratima marchează sau un prim rol. Elidarea unui vocal. Elidarea vocalei? Altceva. Leagă două părți de vorbire diferite. Altceva. Marchează rostirea într-o silabă sau împreună a două silabe diferite prin elidarea unei silabe. Și dacă se elidează o silabă, Roxana, ajută la sau contribuie la păstrarea, conservarea măsurii și a ritmului în poezie. Asta dacă versificația este clasică, da? Tradițională. Bun. Adică se păstrează constant măsura și ritmul. Transcrie din text un arhaism și un neologism. Un arhaism și un neologism. Probabil că vom asista și în această poezie la asocierea inedită, surprinzătoare uneori, a termeni din registre stilistice diferite. Popular și neologic, iată, ni se propune aici. Hai să găsim un arhaism. Buchi. Da? Da, Roxana? Cosmos, un neologism. Mai găsim și altele? Silvia? Misterioasă. Misterioasă, neologism. Bun. Mergem și mai departe. Sigur am găsit și mai mulți termeni populari.
da? Din registrul popular. Menționează două mărci lexicogramaticale prin care se identifică eul liric în textul dat. Observați că deja noțiunile definite, cerințele se pliază pe un anumit calapot, să spunem, și atunci ne va fi mai ușor să dăm acum răspuns, pentru că deja am stabilit într-o etapă anterioară ce presupune identificarea acestor mărci lexicogramaticale ale prezenței eului liric în text, marca subiectivității. Hai să le găsim. Haideți să le găsim. Zi, Alexandra? Când te aveam. Aveam, când te aveam în mâini, da, te aveam, bine. Poate că nu sunt foarte multe. Și eventual această marca persoanei a doua din final, da, au pierit că nu te-au cunoscut. Tu ne spinteci, bezna suferință. Ce anume? N-am auzit, Alina. Tu ne spinteci, bezna suferință. Bun, ne spinteci, bezna suferinței, da, bun. Mergem și mai departe. Explică semnificația unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Sarcina noastră este în primul rând aceea de a identifica figurile de stil, după care, de vorbă cu noi înșine, ne gândim care dintre figurile de stil identificate ne-ar fi mai ușor să o explicăm. Da? Pe care dintre aceste figuri de stil ar fi mai ușor să o explicăm. Să vedem ce găsim. Era vorba despre strofa, ca să nu greșesc. Prima. În prima strofă, mă uit de două ori ca să nu greșesc strofa. Și hai să vedem ce găsim. O succesiune întâi și întâi de metafore. O metaforă ar fi? Zi, Roxana. Schimbă în aur plumbul închisorii. Bun. Robert. Visterie doldora de vise. Silvana. Fermecată ladă a Pandorii. Desigur, pentru a da o explicație acestei structuri metaforice, va trebui să știu ceva esențial despre semnificația imaginii lada sau cutia Pandorei. Bun. Știe cineva ceva despre lada, cutia Pandorei? Zi, Tudor? Era o cutie care fuseseră închise toate relele, doar undeva, și când au fost eliberate în lume, doar undeva pe fundul lăzii a mai rămas speranța. Toate relele lumii, toate sentimentele, ură, aroganță, tristețe, durere profundă, dispreț, toate închise în lada Pandorei, da? Pe fund undeva și speranța. Bun. Ce aș alege dintre toate aceste metafore? Visterie doldora de vise. Cum ai explica, sau ce explicație ai dat metaforei, Silvia? Visterie cu sensul de? E o formă arhaică învechită pentru te? Tezaur, da? Visterie, doldora de vise, doldora un termen popular, deci plină, înțesată de vise, da? Și atunci, hai să vedem cum am explicat, simplu, nu ni se impune limită de spațiu. Cum am explicat această metaforă? Și Silvia? Dorului este permis să viseze, să vadă potuniții. Sau cartea, închide în sine. Visele, idealurile creatorului, da? Bun, eu mi-aș fi ales, nu știu dacă cineva era de acord cu mine, fermecata lada Pandorii, i-am dat și un sens, cred eu. Metaforic, autorul dă expresie ideii că opera literară trebuie să fie o expresie a vieții în multitudinea manifestărilor ei, închizând în sine asemenea cutiei Pandorei, sentimente umane în diversitatea lor. Ură, tristețe, aroganță, suferință, etc., dar și speranță. Exprimă-ți o opinie argumentată despre concluzia lirică. Zeii au pierit că nu te-au cunoscut. Zeii au pierit că nu te-au cunoscut. Haideți să încercăm să gândim puțin ce ar însemna pierirea zeilor. A pieri. Pentru că zeii
reprezintă sau se asociază în esență cărui domeniu, să spunem, cărei sfere? Bun, mitologia. Și în mitologie? Nemuririi. Nemuririi, da? Cu alte cuvinte, zeii și-au pierdut nemurirea. De ce? Pentru că n-au avut privilegiul de a cunoaște creația. Ce statut al creației este evidențiat prin această construcție, această asociere? Superioritatea creației sau nemurirea creației sau intrarea în nemurire prin accederea la nemurire prin creație sau unicitatea creației. Bun, zeii par să-și fi pierdut eternitatea, sacrul, prin neputința de a cunoaște această creație unică. Bun, în acest sens am dat și o explicație, raportându-ne, desigur, la textul poetic. Greul începe cu cea de-a șaptea cerință, comentează în 6-10 rânduri, nu știu dacă greu neapărat, dar în orice caz o construcție mai amplă din punctul vostru de vedere, definițiile metaforice ale cărții din ultimele două strofe, adică ideea asupra sau imaginea asupra cărora deja ne-am oprit atenția. Ultimele două strofe, să selectăm câteva dintre metafore. Zi, Robert? Stup în care slove în aripate. Stup în care slove în aripate, sucul nemuririi ne-au trecut, da? Bun, sau? Magic cosmos strâns în scoarțe, sau? Roi de buchi, sau? Semințe ale ideii. În toată această reprezentare, iată și finalul, zeii au pierdut că nu te-au cunoscut. Hai să vedem ce sugestii implică această succesiune de metafore. Toate reprezintă, de fapt, unicitatea. Pun în evidență unicitatea creației, da? Hai să vedem în ce stă această unicitate a creației. În sucul nemuririi, sau altfel spus, în capacitatea ei de a transcende, să spunem, limitele obișnuitului, realului, contingentului, trecând în sfera nemuririi. Bun, altceva. Roi de buchi, slove, cuvinte căutate, pentru a da expresie cui? Semințe ale ideii. Cui dau expresie? Pentru a da expresie, deci cuvântul căutat, slova căutată, pentru a da expresie? Concepției, ideii înalte a creatorului, totului. Aceste cuvinte par să dobândească valoare universală, să-și propună să cuprindă în ele întregul univers, cosmos, da? Necunoscutul, ce se cere, să spunem, dezlegat, al cărui mister se cere dezlegat. Bun, am încercat să dau și acestei cerințe o formă, punând în evidență ideea că, în ultima strofă, autorul concentrează semnificațiile de ansamblu ale textului poetic, caracterizând într-o succesiune de metafore universul magic al creației. În viziunea sa, cartea, ca simbol al creației, este un roi de buchi, o îngemânare de litere, de cuvinte alese cu grijă, pentru a deveni semințe ale ideii, care să dea expresie gândurilor, ideilor creatorului, menite să fie transmise cititorului său. Acestea dobândesc în text valoare universală, închizând între scoarțele cărții semnificații nebănuite, ce se cer dezlegate, descoperite, asemeni unui magic cosmos ce atrage prin necunoscutul său. Unicitatea creației căruia creatorului se închină este evidențiată de finalul textului poetic prin imaginea zeilor care și-ar fi pierdut statutul de nemuritori, tocmai pentru că nu au avut privilegiul de a cunoaște tainele creației sau poate pentru că au transferat acest atribut al nemuririi creației înseși. În acest sens am spus, vezi și cerința 4. Precizează o trăsătură a tradiționalismului interbelic, identificată în textul dat. O trăsătură. Principala trăsătură ar conduce spre ce? Prin viziunea lor, tradiționaliștii? Bun, întoarcerea spre, pun în evidență dorința, să spunem. Da? Idealul întoarcerii spre trecut, spre valorile tradiției. Bun. Asta se poate, sau acest ideal estetic se poate concretiza și la nivelul expresiei lingvistice a textului, respectiv a registrului stilistic. Adoptarea versului sau versificației
clasice, registrului fundamental, popular și chiar arhaic, da? Chiar dacă aici nu o să găsim nici imaginea satului, nu o să găsim nici neapărat imaginea trecutului, dar trecutul acela pe care tradiționalistul își propune să le voce trăiește prin limbajul utilizat în text. Iată cuvinte vechi, ați zis voi, buchi, da? Ați mai zis, parcă un pic mai devreme. Slove, da? Scoarțe, da? Toate vorbim despre o lume veche, în care trăiește profund tradiția. Și cred că pentru moment o să ne încheiem discuțiile prin răspunsul pe care îl vom da ultimei cerințe. Motivează prin evidențierea a două trăsături faptul că textul citat este implicit o artă poetică. Și atunci, din nou, încercăm să înțelegem ce este sau să definim arta poetică. Ce este o artă poetică? Stabiliserăm acest lucru și mai înainte. Creația lui Arghezi poate fi socotită o artă poetică pentru că definește ce? În primul rând, Roxana? Bun, altfel spus, crezul artistic al poetului este o creație în versuri, un text literar în versuri, în care se dă expresie crezului artistic al autorului, concepției sale despre poet și poezie, despre misiunea lor în lume. Bun, din acest punct de vedere, hai să vedem ce trăsături vom identifica în text, care să pună în evidență valoarea de artă poetică a acestei creații. Definește, deci, textul definește rolul creației în lume, da? Viziunea creatorului sau eului liric, în cazul nostru, în relația cu propria creație, viziunea sa asupra cărții, a creației. Despre acest lucru ne vorbește însuși titlul poeziei. Pentru moment, vă mulțumesc pentru colaborare. Și pentru toată lumea, o temă de rezolvat pentru data viitoare, pentru o întâlnire viitoare, și anume, dintre variantele sau dintre subiectele de tip 1, veți alege varianta 27 dintre cele care definesc tematic sau se includ în categoria artelor poetice, deci din această grupare de teste. Deci arte poetice, varianta 27, și din textul argumentativ, deci variantă de tip 2, subiect de tip 2, subiectul al doilea, deci varianta numărul 2. Bine? Să sperăm că discuțiile au fost de folos.